Salut și bine v-am găsit la unboxing-ul sursei Corsair GS700 Gaming Series. Haideți să vedem ce avem în colet. Este o cutie substanțială ce ascunde înăuntru a doua cutie, în care găsim informații de siguranță, garanție, apoi înăuntru sursa noastră bine protejată, care din păcate nu este modulară, însă vă pot spune cu siguranță că are o sumedenie întreagă de cabluri care cu siguranță vor reuși să alimenteze chiar și un PC foarte pretențios. Dar haideți să vedem mai exact ce anume cabluri, despre ce anume cabluri discutăm. Avem 3 cabluri. Avem un cablu cu Molex, încă unul cu Molex, în total 6 bufe, apoi 4 și cu 4 SATA, suficient pentru 8 hard discuri. Dar stați că n-am terminat. Mai avem 20 plus 4 pin, adică 24 pentru alimentarea plăcii de bază, apoi alimentarea procesorului formată din 4 plus 4 sau 8 pin și încă 2 cabluri pentru alimentarea plăcii video compuse într-un conector de 6 plus încă 2 pin. Aceasta este sursa noastră Corsair GS700.